A ieșit Cătrănin Nealivache azi de la înalta curte. L-ați văzut? Doamne, nu știu. Fie n-a găsit bilete să zboare de Paște în Brazilia, fie a început să-și facă așa inimă rea. Hai bre, Nealiviule, a venit primăvara, zbur de hormonii noi. Ai căzut în depresie, tamanacu? Mă uitam la el, mă, până și hamsterul i-a târna așa leșinat de buză. N-avea chef de nimic, mă. Nu, mă, nu, nu e ăsta Livache pe care îl știam noi. Livache al nostru mai zâmbea așa, mai ceva între Alain Delon, cum ar zice doamna Olguța, și Florin Salam. Băga el-o și o pârlă, o chestie. Acum, canci. Zici că-i năstase după faza aia cu glonțul. Se uită în gol așa, săracul. Am vrut, atunci când am început demersul, să am totuși motivarea hotărârii, așa cum mulți oameni din România își doresc asta, pentru că am vrut să merg la CEDO, n-am putut pentru că s-au depășit cele 6 luni de zile. Stai bre, Nealiviule, că mergi și la CEDO. De unde să te duci la CEDO cu mecla asta? Te trimit aia la doctor, nu cumva să ai ceva nasol. Te-or fi de ochiat astea din PSD? A? Caprele astea? Olguța, Găbița, astea zrele de ochi, Livache. Nu mai zic de doamna Dan. Dânsa pare capabilă să te deoache nasol. De ochi de la mai matură, așa bă, care trece greu. Nu lui-ți ușor. Ah, și încă o chestie de azi de la înalta curte. Jurnaliștii, frate. Bă, băiatule, ce întrebări? Cum vedeți ceea ce spune guvernatorul Deltei Dunării apropo de acel episod, că ar fi trebuit eventual să arătați ceea ce ați prins, dar să-i dați drumul? Am arătat captura, i-am dat drumul, n-am pupat-o, dacă domnul guvernator consideră necesar, poate să-mi dea amendă. A, da mă, cum să nu? A luat Dragnea peștele să-l mănânce. Nu mai putea hamsterul de poftă, auzi? L-a înghițit crud acolo pe mal. A, și-a mai fost tare asta. Cum credeți că vor delibera magistrații cu privire la cererea dumneavoastră la contestat? Să mă antepronunț eu? Cum credeți? Adică, ce simțiți că deci, o să spună? Dacă aș crede sau dacă aș simți, n-ar fi eu. Sunt optimist până la moarte, da. Nu se întreabă așa, mă, frate. Mai bine ziceai, și ce simțiți, domnul Dragnea, așa, sufletește, ca om? Simțiți morcovul sau nu? A ajuns cu vârful până în gât, așa? Vă gândiți la om ușor? Păi dacă tot întreb de astea, mergi, mă, până la capăt cu prostia, nu?